Da. Deci, legat de această calitate, eu nu am mai este bună, deci este de proastă calitate, dar și aici se pun problema de lucrările ascunse. Adică, până să tot asfaltul care îl vedeți dumneavoastră, lucrările de jos se cheamă ascunse, care ele trebuie văzute de niște specialiști și Corect. dat ok, te duci mai departe dacă ai văzut că e bine acolo. Eu sunt conștient că aici nu este bine. Și eu spun la lucrările care acum. Ele la față, la vedere, dacă nu vreau să mă uit mai jos să lucrez ascunse, ele sunt de calitate. Eu n-am ce să-i reproșez constructorului. Că în final, ele sunt. Că dacă, de exemplu, să vă dau un exemplu concret acum. Domnul primar se laudă că a modernizat bulevardele. Și mi-am pus întrebarea, care ar fi alea, că n-a modernizat niciun bulevard? O să-mi spună Simionescu, sau cine, mă rog, cum îl Mărunie, cheamă, Dragomir. Dragomir, că acolo îl fac zoc, dacă îmi spune. Dacă are curaj să stea aici la masă cu Spuneți-ne, de ce nu e noua zi, adevărat că a modernizat deci, bulevardul? din punctul meu de vedere, abar nu au ce înseamnă modernizare. Nu cunosc etimologia cuvântului modernizare. Și să vă dau concret. Ei se laudă cu bulevardele. Hai să vă dau că el a avut, cum să spun, implicații numai în bulevardul Independenței. În rest, nefaste, zic eu. Să discutăm de bulevardul Independenței. Cum poți să spui că l-ai modernizat când tu ai atacat un sector din bulevard și spui am modernizat bulevardele. Tu ai, hai să zicem gata, ai început pe etapă, ai o etapă. Bine, dar tu ce înseamnă modernizare? Ei abar nu au. Modernizare înseamnă la orașele din, mă refer la orașele din România, care le cunosc foarte bine. Cunosc și Cluj, și Timișoara, și Iași, și Sibiu, cunosc că efectiv locuiesc și am apartament închiriat, și în Sibiu, și în Cluj, și în copiii mei. Și Ok, copiii spuneți despre modernizare. bulevard. Bun, cunosc foarte bine. E, să discutăm concret. Păi cum poți să spui așa ceva? În primul rând că nu l-ai tratat complet, în al doilea rând, toate utilitățile. Păi e nici de cablurile aia care se strâng pe aia vechi, aia se bagă în subteran, domnilor. Păi dacă tot ai acces la un astfel de proiect și îți dă Uniunea Europeană bani, dacă tu cereai, îți dădea bani ca toate aceste utilități să le bagi în subteran. Păi vrei să faci, zic și altele, nu-i numai asta, vrei să atragi turiști, ai pretenția de capitală culturală europeană. Păi nu poți să ai, mă, că tu nu știi ce înseamnă modernizare. Să mergem mai departe. Pe o astfel de arteră trebuia făcut cel puțin un pasaj subteran pentru fluidizarea traficului. Alte municipii de regiune au multe, zeci. Noi Practic ei au asfaltat drumurile lui Ceaușescu. Da, nimic altceva. atâta, Ei n-au făcut altceva. Nu au venit cu niciun ca proiect nou nicăieri. și Sunt după aia aceleași parteri, aceleași Lăsați-l să termine. Da. Discutam de altă chestie. N-ai făcut un pasaj, dar spui că l-ai modernizat. Altceva. După prima ploaie abundentă, după ce a asfaltat acolo, firmele, societățile care desfășoară activitatea în spațiile dintre Eminescu și școlilor au fost inundate. Vine primarul și spune, păi să vedeți că n-am tratat canalizarea. Păi tu ești întreg la minte. Păi spui că ai modernizat, cum să nu tratezi canalizarea? Să vă dau multe chestii, că le știu. Deci am lucrat în domeniul și le știu. Orașele care se respectă, reședințele municipii de județ, au zeci și sute de kilometri de piste de biciclete. Tu n-ai o pistă, omule, și puteai să faci măcar pe acest bulevard. El a făcut niște piste de biciclete pe scoaruri. Mai ales că Bune, s-a n-ai făcut tot nicio... programul... N-ai... Ce ai făcut tu n-are nicio treabă cu pista adevărată, în adevăratul sens al cuvântului. Și dacă vreți să mai dau exemplu. Și deci nu poți să spui că ai modernizat. N-ai făcut nimica. A început acum, dacă îmi permite și închei și când vreți să opresc, opresc. Au început pe ultima sută de metri să ne arate nouă că fac treabă pe Bulevardul Independenței, Cuza. Să facă scoarul acolo. Domnule, eu nu mă leg de constructor. Ce face constructor de calitate? Dar este intervenție nefastă. Acest bulevard este în situ istoric. În situ istoric
Nu poți să faci nicio lucrare fără autorizație și fără toate avizele. Și ei, eu sunt convins că nu are. Ei au făcut la 100% ca să prostească pe cei vede. Dar nu ne poate prosti pe toți. Da, gegerile de pe Independenții sunt montate invers, știți ce cumva? Geigerile. Nu, ce se întâmplă? Ei n-au tratat nici partea de alimentare cu apă, s-au făcut lucrări vaste acolo, și nici canalizarea. Trebuiau să facă mici modificări, să schimbe, să creeze, dar în unele locuri au și pantă inversă. Exact. Și a intrat în magazin. Dacă îmi permiteți, geigerele sunt montate din amonte spre aval, pentru că este o pantă. Deci, de ce problema de dependenție sunt montate invers? Păi eu ce vă spun? N-au știut cineva asta? Păi eu vă spun că știu că n-au tratat-o și sunt că lucrările la prima vedere ale construcțiilor de care nu mă legăsim. Dar dacă m-aș băga să umblu în lucrări ascunse, dar nu eu trebuie să mă bag, pentru că sunt plătiți oameni care trebuia să verifice acele lucrări ascunse. Exact, și trebuie să se afle sub asfaltul ăla. Deci asta nu contest, e treaba consultanței și a dirigenților de șantier. Considerați că are o bine și proiectantul? Eu nu discut acum, poftiți. Considerați că are o bine și proiectantul? Nu, că proiectantul a proiectat ce i s-a cerut. Iar constructorul a executat ce i s-a cerut. Dacă îi spunea să bage și pe inginerul de cablu în subteran, îl băga, dar nu i-a cerut prin proiect. Domnul Gorgu, în condițiile în care acesta este un proiect cu accesat pe fonduri europene și beneficiarul este primăria și în final brăilenii, cine trebuia să verifice toate aceste lucrări? Deci, până la recepție. Dacă îmi permiteți. Deci nu este vorba de verificare. În primul rând este vorba de capul, deci de primărie, de primar, care trebuia să dea tema pentru studiul de fizabilitate care să cuprindă toate acestea. În primul rând avea obligație și cel care a câștigat licitația pentru studiu și chiar dacă primarul nu i-a dat să spună, domnul primar, știți că acum e normal să băgăm utilitățile în pământ. Da, aici, deci amândoi sunt de vină. Deci și primăria a înfrunte cu primarul și cel care a făcut studiul de fezabilitate, că și el trebuie să spună că el era specialistul, domnule, trebuie să facem o pistă de biciclete, haideți să facem și un pasaj subteran, haideți să facem multe chestii care se fac. Să-și onoreze meseria până la urmă. Da, sigur că da. Și atunci puteam să discutăm de modernizare. Dar noi, domnul practic, Gurgu, încă o ultimă întrebare pe subiectul ăsta. E normal ca în cartiere ale municipiului Brăila să fie făcut carosabilul, să zic așa, acum și peste 4-5 ani încă nu s-au făcut trotuarele? Adică sunt un jaf trotuarele și ei fac separat drumul și după aia fac trotuarul? Deci părerea mea este că trebuie să aibă și cetățeanul din cartier are aceleași drepturi și cu ăla din centru. Toate lucrurile trebuie să fie de calitate. Nu sunt de calitate. Nu, ideea este, ideea este că nu se fac în același timp și carosabilul și trotuarul. Nu se face împreună astea și sunt de proastă calitate și dacă se fac separat. Calitatea am stabilit clar care este. Nu este corect. Dacă tratezi o stradă, să o repar. Repar și partea pe unde merge mașina și pe unde merge cetățeanul. Deci asta, mă rog, în mintea lor, mă rog, cum este, master hotărâți, poate să facă așa ceva. Deci se pleacă tot de acolo de sus. Deci nu are vină și constructorul. Dar eu zic că este mai mică pentru că de multe ori, am zis-o clar și o spun și acum că sunt firmă de case, de multe ori firmele astea sunt obligate să-i sponsorizeze. Dar el este om de afacere și el vrea să-și recupereze investiția. Sponsorizarea este o investiție. Vrea să o recupereze și aibă și el un profit. Păi așa bun, că da. Cu acordul lor face ce face. Ce să mai discutăm? Asta e adevărat. Ok, mulțumim, domnule.